Avem un mare avantaj. Noi suntem vorbitori ai aceeași limbi, limba română, limba română care este limba oficială a Uniunii Europene. De asemenea, limba română este limba oficială în Republica Moldova. Practic, Republica Moldova este singura țară din spațiul ex-sovietic care are o limbă oficială a Uniunii Europene. Deci, deja din acest punct de vedere, Republica Moldova este deja integrată în Uniunea Europeană.